Este din ce în ce mai mare nevoie de muncitori sezonieri peste tot în Europa. Fermierii străini îi regretă pe români și spun că în lipsa lor le rămân recoltele nestrânse. La fel, familiile care au persoane ce necesită îngrijire permanentă. Așa că mulți au făcut demersuri pe lângă propriile guverne și astfel s-a permis aducerea de lucrători din România în Germania și Marea Britanie, de exemplu. Iar acum Austria s-a înscris și ea pe aceeași listă. Austria a decis să introducă de la începutul lunii mai un tren de noapte care va transporta săptămânal pe ruta Timișoara-Viena români dispuși să asigure servicii de îngrijire a persoanelor. De ce tren și nu avion? Pentru că pot fi transportați mai mulți călători, iar ei pot păstra și distanța socială necesară. Hier können 300-350 persoane so auch Platz finden, dass der notwendige Abstand gewahrt ist, dass man auch diese hygienischen Vorschriften einhalten kann. Sistemul de îngrijire austriac este puternic dependent de forța de muncă din Europa de Est, iar autoritățile de la Viena au deschis deja granițele pentru muncitorii care fac naveta pe distanțe mici, din țările vecine. Cu toate acestea, România este principala țară de unde provin cei care îngrijesc persoane vulnerabile. Die Personenbetreuerinnen können in einem Hotel gleich neben dem Flughafen Bahnhof, wo sie ankommen werden, getestet werden in einem 24-Stunden-Testprogramm und können am darauffolgenden Tag dann gleich zu ihren betreuungsbedürftigen Personen gebracht werden. Fermierii din Irlanda au și ei nevoie de est-europeni și cer guvernului să organizeze oficial transporturi, deocamdată pentru cules de căpșune. They would be our heroes if they come in. Alternativa e folosirea irlandezilor rămași temporar fără servicii din cauza restricțiilor actuale. Dar fermierii spun că aceștia nu au îndemânarea est-europenilor și există riscul ca ei să plece pe neașteptate odată cu ridicarea restricțiilor. În schimb, românii și bulgarii sunt angajați fideli. Most of the seasonal workers coming here to working for 3 to 5 months and they are able to earn money to feed their families in their countries for the rest of the year. So that's the main attraction. Asociația fermierilor irlandeze a estimat necesarul forței de muncă la 1500 de persoane. Altfel, culturile putrezesc pe plantații.